Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Astăzi vom continua discuțiile și prezentările de anul trecut despre temutul, îngrijorătorul și terifiantul colesterol al zilelor noastre. Așadar, ce știm și ce nu știm despre colesterol? Cum apare, de ce apare, din ce moment devine periculos și cum îl putem readuce la valorile normale odată ce concentrația sa a crescut foarte mult? Problema nu e simplă și nici ușoară, dar vom încerca să vă prezentăm în cel mai util și inteligibil mod posibil. În cea de-a treia emisiune rezervată acestui subiect, vom încerca să dezbatem problema din punct de vedere al ingineriei biochimice cu ajutorul domnului profesor dr. Inginer Florin Dan Irimie, director al Departamentului de Biochimie și Inginerie Biochimică de la Facultatea de Chimie a Universității Babeș-Bolyai, căruia îi urez bun venit. Vom analiza problema și din perspectiva biologiei și geneticii cu ajutorul domnului profesor dr. Octavian Popescu de la Centrul de Biologie Moleculară a Universității Babeș-Bolyai, membru titular al Academiei Române, căruia de asemenea îi urez bun venit și, nu în ultimul rând, problema colesterolului va fi abordată și din perspectiva biochimiei clinice cu ajutorul domnului profesor dr. docent Mircea Cucuianu de la Catedra de Biochimie Clinică a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Cluj, membru titular al Academiei de Științe Medicale, căruia îi urez bun venit la emisiunea noastră și deoarece domnia sa participă pentru prima dată la această emisiune, cu permisiunea dumneavoastră o să mai fac câteva precizări și anume, domnul profesor universitar dr. docent Mircea Cucuianu are peste 400 de articole științifice publicate în țară și străinătate, ceea ce conturează o contribuție de excepție în dezvoltarea medicinei pe plan mondial. Cercetările sale în domeniul hemostaziei, trombozei, aterosclerozei și lipidologiei l-au promovat în anul 1993 membru titular al Academiei de Științe Medicale. Înainte de a începe dialogurile noastre pe tema fierbinte și uneori terifiantă a colesterolului, o să vizionăm împreună un film de animație computerizată despre mecanismele de sinteză și rolul colesterolului în organism. Colesterolul intră în compoziția membranelor celulare din țesuturile animale și astfel el se regăsește în toate alimentele de origine animală, în special ouă, brânzeturi și carne, deoarece numai celulele umane și animale utilizează și sintetizează colesterolul. În cantități variabile, el există și în anumite plante din care se extrag uleiuri comestibile. Colesterolul este un compus lipidic cu structură chimică de sterol, combinație de steroid și alcool. Cu toate acestea, din lipsa unei educații adecvate, majoritatea ne temem de colesterol datorită efectelor secundare pe care le produce atunci când este în exces. În cantitate normală, colesterolul are rol în menținerea structurii membranei celulare, sinteza acizilor biliari care descompun grăsimile din hrana ingerată, participă la sinteza unor hormoni, precum și a vitaminei D. Secvența animată ne ilustrează funcționarea membranei celulare în prezența colesterolului, moleculele rigide ale acestuia limitând permeabilitatea membranei față de molecule mici. În unele celule, concentrația de colesterol poate ajunge până la 25%. Ceea ce nu înțelege toată lumea este faptul că un organism sănătos sintetizează întreaga cantitate de colesterol de care are nevoie, chiar și în cazul în care ar consuma hrană fără niciun fel de grăsime animale și colesterol. Ficatul sintetizează acizii biliari folosind colesterolul, după care îi stochează în vezica biliară. Aceștia vor fi folosiți ulterior la digestia hranei pentru a dizolva și absorbi grăsimile și anumite vitamine. S-a observat că atunci când este în exces, colesterolul creează depozite de grăsime pe pereții arterelor. Deși percepția medie asupra colesterolului este negativă, în realitate el devine dăunător doar atunci când se consumă alimente care conțin colesterol. Cu trecerea timpului, arterele se îngroașă spre interior, îngreunând circulația sângelui. Pentru a înțelege în ce condiții colesterolul favorizează apariția maladiilor cardiace, avem nevoie să cunoaștem mecanismele de sinteză și transport pe care le vom prezenta în continuare. Cel mai important aspect al acestor mecanisme este reprezentat de modul în care se obține echilibrul dintre colesterolul alimentar și cel de sinteză.
Contrar multor opinii, organismul uman nu numai că nu are nevoie de a-și mări aportul de colesterol prin alimentație, dar este chiar contraindicat, mai ales în situațiile în care nu sunt realizate eforturi fizice îndelungate. Ficatul uman creează tot ceea ce e necesar pentru o funcționare normală a întregului organism. Reacția de sinteză a colesterolului se bazează pe o reacție de reducere a unui anumit compus din care se utilizează 3 radicali acetil, iar aceasta se face sub influența directă a unei enzime specializate care stabilește parametrii procesului de biosinteză. Așadar, din materialul brut începe sinteza colesterolului, așa cum a fost prezentată anterior. Fiecare moleculă nou sintetizată este redată imediat circuitului sanguin. Concentrația de colesterol începe să crească, moleculele se apropie tot mai mult unele de altele și la un moment dat una va ajunge să fie împinsă spre o zonă a enzimei ce are o astfel de formă încât molecula de colesterol se va fixa fizic, asemenea unei chei într-un lacăt. Prin această analogie putem spune că în continuare procesul de învârtire a cheii care deschide lacătul este realizat de o altă moleculă pe bază de fosfor care va începe atunci să fie atrasă de o altă zonă a enzimei undeva foarte aproape de locul unde se află molecula de colesterol. Atomul de fosfor își pierde legătura chimică și se atașează la enzimă, fapt care produce schimbarea echilibrului de sarcini electrice a enzimei. Aceasta execută o mișcare de conformație pentru a-și reface echilibrul, deoarece molecula de colesterol atașată era neutră din punct de vedere electric. Abia în acest moment, enzima regulatoare intervine asupra procesului de sinteză și îl inhibă. Să vedem încă o dată mecanismul. Așadar, la început, din materialul brut începe sinteza colesterolului asistată de enzima regulatoare. Când apar foarte multe molecule în circuit, la un moment dat, una din ele va fi împinsă spre o locație care o fixează mecanic, asemenea unei chei ce se potrivește într-un lacăt. Imediat, acest fapt are drept consecință atragerea unei alte molecule care își va pierde un atom de fosfor, iar acesta se va lipi de enzimă, schimbându-i echilibrul de sarcini electrice. Enzima își schimbă forma pentru refacerea condiției de echilibru, iar această mișcare de conformație va inhiba imediat reacțiile de sinteză ale colesterolului. Este ca un termostat cu semnalizare și execuție programată. În continuare, să urmărim traseul colesterolului alimentar în corpul uman pentru a înțelege ce se va întâmpla cu acest surplus în exces. Hrana ajunge în stomac unde este digerată. Stomacul se umple și își mărește volumul. Hrana este apoi descompusă de sucurile gastrice în două componente principale, grăsimi și colesterol. Din numeroasele procese care au loc în aparatul digestiv, noi vom urmări acum numai ceea ce se întâmplă cu aceste două componente. Ele mai întâi încep să circule spre intestinul subțire, dar la un moment dat ele vor fi încapsulate de niște proteine specializate numite chilomicroni, care au un rol precum cel al unui autobuz care transportă călătorii la diverse destinații. Colesterolul e o moleculă insolubilă, cu excepția unei părți, și el este transportat de acești chilomicroni prin vasele de sânge. Animația ne arată exact unde e fixat colesterolul alături de alte componente. În continuare, chilomicronii adună colesterolul și grăsimile, asemenea unui autobuz care deschide ușile pentru preluarea călătorilor și se produce transportul acestora spre țesuturi. Grăsimile în exces se îndreaptă spre țesuturile adipoase, iar colesterolul rămas e trimis spre ficat. Ficatul decapsulează moleculele de colesterol alimentar, care se va amesteca cu cel de sinteză. Dacă excesul e tot mai mare, la un moment dat ficatul va începe să-și recalibreze cantitatea de colesterol sintetizat, mărind-o treptat, deoarece mecanismul începe să țină cont de cererea continuă determinată de tipul hranei consumate. Aceasta s-a observat prin faptul că, după consumul îndelungat de alimente nesănătoase, asociat cu stări de stres, chiar dacă se revine la o dietă 100% vegetală, valoarea colesterolului de sinteză nu scade. Corpul uman funcționează pe bază de mecanisme. Peste 75% din valoarea totală a colesterolului din sânge este determinată de biosinteză. S-a ajuns la o producție exagerată datorită unor factori generatori persistenți și mecanismul funcționează destructiv după zeci de ani de alimentație nesănătoasă și stresantă. Pentru a transporta colesterolul în exces, ficatul sintetizează o altă moleculă de transport numită LDL, supranumit și colesterol rău.
Cu cât factorii generatori externi sunt mai intenși și durează mai mult, cu atât mai multe molecule LDL sunt produse la nivelul ficatului. Organismul uman nu este un depozit de supermarket, dar dacă îl folosim ca atare, atunci soluția sa este unică. Lipoproteinele LDL vor prelua moleculele de colesterol și le vor transporta prin toate arterele, îngroșându-le spre interior. Să observăm acum ce se întâmplă la nivel celular. O anumită parte din aceste lipoproteine transportoare, LDL, vor penetra membrana celulei. Ajunse în citoplasmă, ele vor fi încapsulate în așa numitele vezicule endocitotice. Mai multe asemenea particule se vor concentra într-un endozom, care va elibera receptorii celulari împrumutați de vezicule în prima etapă. Acestea sunt organitele celulare care fac prelucrări complexe. Endozomul va fi încapsulat și dizolvat într-un lizozom și vor fi eliberate moleculele de colesterol și anumiți aminoacizi. Lizozomul se dezintegrează și un anumit ester de colesterol se acumulează în citoplasmă sub formă de micropicături. Dar membrana celulară nu va accepta nicio cantitate în exces, așa că foarte multe alte molecule nu vor trece această frontieră și ele vor rămâne în exterior, formând depozite care acoperă suprafețe imense de pereți sanguin. HDL-ul sau lipoproteinele de mare densitate, supranumit și colesterol bun, este singura unealtă a ficatului prin intermediul căreia se mai poate transporta o parte din colesterolul în exces aflat în circulație sau depus, prevenind sau micșorând ateroamele. Așadar, în timp ce HDL-ul transportă colesterolul de la țesuturi spre ficat, LDL-ul îl transportă de la ficat la țesuturi și atunci când el este în exces apar ateroame. Așadar, acum știm că LDL-ul este colesterolul dăunător. Care este legătura dintre bolile de inimă și concentrațiile ridicate ale acestei componente? Există doi factori importanți. Numărul 1, dietă și stil de viață necorespunzătoare și numărul 2, predispoziții genetice în aproximativ 5% din cazuri. Hipercolesterolemia, moștenită genetic, se manifestă prin nivele sanguine de colesterol ridicate, cu peste dublu sau triplul celor normale, deoarece chiar și în cazul unei diete foarte bune și stil de viață armonios, pacienții nu au suficienți receptori de tip LDL pe membrana celulelor și astfel sângele rămâne încărcat în exces, iar celulele sunt deficitare în interior. În cazul unui stil de viață disarmonios și o dietă necorespunzătoare, nivelele LDL cresc atât de mult încât ele depășesc capacitatea organismului de a le prelucra, iar membranele celulare își micșorează numărul de receptori LDL pentru a inhiba pătrunderea acestuia în citoplasmă, iar permeabilitatea ei la moleculele de colesterol scade foarte mult. La început, colesterolul începe să se depună pe pereții arterelor. Treptat, nivele tot mai mari ale colesterolului LDL produc îngroșarea sângelui și formarea plăcilor numite și ateroame. Aceste depozite pot ajunge atât de mari încât ele blochează circulația sângelui și favorizează apariția cheagurilor, ce determină ulterior, mai departe, apariția preinfarctelor, deoarece nu ajunge oxigen în cantitate suficientă la mușchii cardiaci. După ani sau chiar zeci de ani de acumulare a colesterolului LDL în sânge, împreună uneori și cu creșterea concentrației de trigliceride, îngroșarea vaselor de sânge continuă până în situația blocării complete a mai multor vase de sânge. Aceasta marchează momentul apariției infarctului miocardic și îmbolnăvirea gravă a inimii. În concluzie, nu colesterolul este rău sau bun, ci alimentele și stilul de viață pe care le alegem în fiecare moment. Dacă de la starea de sănătate se poate ajunge ușor și fără efort la starea de boală, drumul invers, de la boală la sănătate, este extrem de dificil, deseori imposibil de realizat, iar suferințele vor fi permanente. Întrebările mele sunt preluate din ceea ce se află acum la baza interesului public în acest moment și o să vă rog chiar să le completați reciproc răspunsurile ori de câte ori este nevoie.
O să mă adresez mai întâi domnului profesor Florin Dan Irimie, deoarece în emisiunile trecute nu am lămurit problema enzimelor implicate în biosinteza colesterolului și modul în care putem interveni în funcționarea acestora, în vederea reducerii, evident, a concentrației de colesterol în sânge. Și având în vedere experiența dumneavoastră în domeniul enzimologiei aplicate, care ar putea fi o posibilă țintă terapeutică în reducerea concentrației colesterolului? Așa cum am mai spus și data trecută, subiectul este unul de o importanță extraordinară pentru că, practic, se referă la bolile cardiovasculare care reprezintă a doua cauză de mortalitate în țările civilizate. Ateroscleroza, practic, este un răspuns al incapacității organismului de a se adapta la schimbările foarte rapide în stilul de viață, în stilul de alimentație și de aceea investigarea acestui subiect este foarte importantă pentru că prin cunoaștere o să știm și modalitățile de intervenție. Sigur, felicit postul dumneavoastră pentru faptul că abordează cu atâta tenacitate acest subiect, iar eu practic mă simt onorat să fiu în prezența acestor personalități ale biochimiei în materie. Sigur, pregătirea mea este pregătire de enzimolog aplicativ, de aceea o să încerc să lămuresc anume probleme care sunt legate direct de metabolismul colesterolului. Acum, organismul este programat să asigure homeostazia colesterolului. Colesterolul știm că este o substanță utilă organismului, deși are o reputație extrem de rea, tocmai datorită acestor consecințe ateroscleroza fiind cea mai pregnantă dintre ele. Această homeostazie este rezultatul unui echilibru între intrările de colesterol și ieșirile de colesterol. Intrările de colesterol se fac atât prin dietă, cât și prin biosinteză. Ieșirile de colesterol se fac prin utilizarea acestuia, prin transformarea acestuia în hormon steroizi. Ieșirile se fac de asemenea prin participarea acestuia la membrane. Utilizări, ieșirile acestuia se pot face de asemenea prin ieșiri din sistem, prin eliminări de sistem. Dacă practic înglobarea în membranele celulare, respectiv înlocuirea hormonilor, presupune o cantitate relativ mică, dar și constantă de colesterol. Practic, variabilele mari sunt legate de intrarea prin alimentație, respectiv modul de adaptare al biosintezei ca răspuns al organismului în asigurarea acestei. Exact, și era prezentat în aminația acea balanță. E perfect. Care... Sigur, acum faptul că avem ateropatiile, ateroscleroza ca atare, este o dovadă că organismul nostru nu se poate adapta, adică limitele lui de adaptare sunt depășite. Cum v-am spus, aceste două aspecte sunt variabile. Sigur, ceea ce depinde de om este inputul sau intrarea de colesterol. Da, X-ul se aude. Este intrarea de colesterol prin alimentație. Ori tocmai această intrare de colesterol prin alimentație este stimulată de noile cutume de alimentație. Mâncarea pe care o mâncăm noi în zilele acestea este o mâncare foarte atractivă, este o mâncare extrem de gustoasă, mult mai gustoasă decât o mâncau... Aș zice chiar exagerat de gustoasă. O mâncau strămoșii noștri și creează o stare de dependență și o bucurie a mâncatului.
Revenind la problema noastră, sigur, posibilitățile de intervenție sunt atât la nivelul, la nivelul biosintezei, adică putem interveni ca să inhibăm această sinteză și o să vedem ceva mai încolo. De asemenea, putem să intervenim și asupra absorpției colesterolului. În ceea ce privește sinteza este, biosinteza colesterolului este rezultatul unor succesiuni de reacții. Toate reacțiile din organism, inclusiv cele din biosinteza colesterolului, sunt mediate, sunt asistate de enzime care sunt niște catalizatori. Sigur, noi utilizăm catalizatorii aceștia și în scopuri practice, pentru că ei prezintă o selectivitate de substrat, respectiv de produs, iar activitatea lor se realizează în condiții extrem de blânde, practic de necomparat cu chemocatalizatorii obișnuiți. Dar nu este această temă despre care vreau să vorbesc. O altă proprietate importantă, o altă caracteristică definitorie a enzimelor ca și mediatori chimici, ca și catalizatori chimici, este legată de capacitatea de reglare a acestora. Practic, reacțiile, toate reacțiile care se petrec în celula vie, în țesut, în organism, sunt reacții care trebuie să fie coordonate, care sunt coordonate. Să ne imaginăm că o reacție chimică o putem asimila cu un dumneavoastră a spus autobuz, eu îi spun un automobil. Automobil care se mișcă pe o autostradă, nu blocată, dar aglomerată. Viteza automobilului respectiv este o viteză care depinde de toate celelalte, de viteza tuturor celorlalți vehicule care se mai află pe exact. Drum. Da. Nu poate să meargă prea încet, pentru că dacă merge prea încet, îl împiedică pe cel din spate. Nu poate să accelereze prea mult, pentru că atunci riscă să se apropie prea mult de cel din față. Problema se complică și mai mult atunci când autostrada respectivă are o bifurcație. Atunci când are o bifurcație, bifurcația aceasta poate să fie aglomerată pe una dintre căile de ieșire și atunci înseamnă că autovehiculele au posibilitatea să meargă pe cealaltă direcție. Ei, bine, enzimele și se... având această imagine foarte interesantă care tocmai ați descris-o acum, ca telespectatorii să-și imagineze, facă un scenariu al acestui film, ne imaginăm că anumite mașini vor fi obligate să treagă pe dreapta, adică să se depună undeva la margine. Nu, exemplul nu este cel mai fericit, pentru că practic toate reacțiile... Colesterolul care se depune. Nu. Vorbeam de vehicul ca și enzimă. Nu putem să o tragem pe dreapta, pe o reacție, deci nu putem să renunțăm la o anume reacție. Putem eventual să ocolim întreaga cale metabolică de să o luăm pe o derivație a autostrăzii. Deci asta ar fi problema. Deci, revin, enzimele noastre sunt supuse reglării. Și acum există o serie de mecanisme prin care această reglare se realizează. Unul cel mai trivial este acela prin care temperatura reglează viteza de reacție, pentru că temperatura de regulă duce la creșterea vitezei de reacție, dar având în vedere că acești catalizatori sunt de natură proteică, efectul asupra lor este de o ușoară denaturare și prin urmare se poate modula într-o oarecare măsură viteza de reacție. Dar având în vedere homeostazia termică, deci capacitatea organismului de a-și menține temperatura, acest factor nu este unul extrem de interesant. Un alt factor extrem de important de data aceasta este concentrația. Atât a substanțelor din amonte, cât și a substanțelor din aval. Trebuie să știm că enzimele catalizează atât reacții irreversibile, cât și reacții reversibile. De aceea,
într-un sistem în echilibru, concentrația fie a substraturilor, fie a produselor, influențează atât sensul direcției, cât și viteza de reacție. Deci asta ar fi o altă posibilitate. Da. Ca să oferim spațiu oarecum echilibrat și celorlalți invitați și vom reveni și asupra celorlalți factori, domnule profesor Mircea Cugoian, care este legătura dintre ateroscleroză și hipercolesterolemie? Din punctul dumneavoastră al cercetărilor pe care le-ați... Eu cred că prima dată trebuie să spunem ceva despre metodele și observațiile care au făcut din colesterol un principal suspect pentru dezvoltarea aterosclerozei. Și anume, să știți că autopsiile s-au făcut de multă vreme, deci sute de ani să fac autopsii și la autopsii s-a constatat că persoanele mai în vârstă și cei care aveau boli de inimă aveau artere mai îngustate, cu pereții mai groși, cu lumenul mai mic, cu acumularea de țesut conjunctiv, de colagen acolo și i-au dat numele de arterioscleroză. Însă, prin 1904, unul Marchand, cred că era francez, dar la Wiesbaden, la un congres de medicină internă, au raportat despre existența unor arterioscleroze în care se strânge grăsime. În media și subintimă, are niște straturi, în peretele arterele, și acolo se strânge un material grăsos. Prinde coloranți pentru grăsime, sudan negru, șarlahrot și mai departe. Deci asta a fost o chestie pe care a observat-o. Și el atunci așa, e o scleroză, arterioscleroză, dar care are ceva în plus. Ce are în plus? Are un terci. Pentru că acolo grăsimea aia erau celule distruse, un fel de terci, cu slab acolo. Și grecește la terci și zice atero. Și atunci au zis la boala nouă, ateroscleroză. Deci o scleroză care are și un terci acolo. Asta a fost, deci, observația că nu toate arteriosclerozele sunt la fel și că există una cu acumulare de grăsime, un terci acolo. Sigur că s-a găsit cineva să vadă ce conține terciul ăla acolo. Și un neamț, un Windows, a găsit că e colesterol. Deci, într-o leziune arterială care produce un terci acolo, se găsește destul de mult colesterol. Asta a fost observația lui Windows în 1910 și publicată într-o revistă Zeitschrift für fiziologice chemie. Chimie fiziologică, un termen grozav ăsta. Că biochimie înseamnă chimia vieții, da. Că spui fiziologie, biochimică, înseamnă că arată cum chimia influențează funcțiile organismului. Da. Și atunci, văzând că este colesterol în placa aterosclerotică, acolo doi ruși, Anichkov și Halatov, nu erau sovietici, că e în 1913. Așa, s-au gândit să vadă ce se întâmplă dacă hrănește un animal cu colesterol mult. S-au gândit legătură. Și-au luat un iepuraș, mai mulți iepurași, și i-au hrănit cu colesterol. Adică le-au băgat în ceaua ăla, în mâncarea lor, mult colesterol. Și au dezvoltat ateroscleroză, leziune tipice aterosclerozei iepurașii. A fost criticat asta, experiența. Pentru mine, domnule, dai colesterol la iepure, ăla de neamul lui nu consumat, îi dai ceva cu totul străin. Așa.
Da. Și atunci alții s-au găsit, de exemplu, unul Katz și Stammler, care au lucrat pe maimuțe și pe porci, care sunt omnivori, seamănă cu omul. Și au reușit să reproducă ateroscleroză cu doze mai moderate de colesterol, pe timp mai lung, leziunile fiind absolut similare cu cele întâlnite la om. Deci, să strâng date împotriva colesterolului, devine suspect. Și atunci, asta să știți că s-au făcut lucrări de început, 1904-1910, 1913, Anișcov și ăsta, rușii respectiv, care au publicat tot în Germania. Încă nu era război. Și s-au făcut în Germania lucrările astea, s-au publicat în Germania, reviste germane. Dar după aceea a fost războiul, două războaie, nazism, comunism, chestii, s-au terminat cercetările acolo și au luat americanii avânt. Și americanii au vrut să vadă ce se întâmplă pe om. Au făcut studii populaționale, adică au luat populații. Unele erau așa studii populaționale sau de epidemiologia lor netransmisibile. Okay? Și au comparat comunități din diferite părți ale globului care difereau și în privința alimentației și în privința modului de viață și au constatat că față de populația din Finlanda, Suedia, Statele Unite, populația are o ateroscleroză frecventă față de populații din Africa, din America de Sud, din Asia de Sud-Est, care mâncă orez și mai puțin. Și atunci a apărut o teorie nutritivă. Că americanii mâncă da, fast food-urile alea și toate invențiile ale lor, care complet distructive. Și atunci au spus unii, bine, domnule, dar diferă și altfel, diferă între modul de viață. Unii sunt ambițioși, stresați să lucreze, să facă, alții stau la soare, la plaje, mâncă puțin, că nici nu fac eforturi. Și atunci teoria asta pur nutriționistă a fost mai criticată. Dar s-au făcut atunci un alt studiu. Un studiu prospectiv. Și au luat o populație de americani, zice studiul de la Framingham, o populație de americani, unde erau oameni de afaceri și funcționari, și timp de 15 ani i-au urmărit. 5 ani și pe urmă 15, încă 10 ani, 15 ani. Să vadă cum, ce se întâmplă. Și bineînțeles că au fost examinați cum stau cu colesterolul. Și atunci o surpriză mare. Cei care aveau colesterolul peste 270 de miligrame pe decilitru, în decurs de cei 15 ani, au făcut de 4 ori mai des boli de natură aterosclerotică. Adică accident vascular cerebral, infarct miocardic, artere renale, arterele membrilor inferioare. Așa. Și atunci s-au strâns argumente împotriva criminalului colesterol. Și atunci, sigur, ca orice suspect, a fost luat la întrebări. Cum ai ajuns să crești așa de mult? Cum te bagi în peretele arteriale? Ce se întâmplă? Și s-a arătat că e un compus important al organismului. 2 grame de colesterol pe kilogram greutate corporală. Deci 140 de miligrame se găsește la un om de 70 de kg. După aceea s-a văzut că are rol în formarea membranelor celulare. Membranele celulare au fosfolipide și colesterol liber.
E vorba de 140 de grame. Grame. Da. Adică am zis kilograme? Miligrame, ați zis. Miligrame, da, grame, grame. Grame. Bine că n-a zis kilograme. Și are rol important în formarea hormonilor, steroizi. Deci, îi se poate ierta multe păcate dacă produce hormonii sexuali. Fără colesterol, ar peri specia. Deci, cam așa s-au făcut lucrurile și s-a arătat pe urmă că sursa de colesterol este din alimente doar 10-20%. Exact, exact. Restul și fiind după aceea sinteza prin biosinteză. 80%. Dar colesterolul alimentar intervine în reglarea biosintezei, da. Și a sintezei și a eliminării. Exact. Mai mult a eliminării decât a sintezei. Se produce mult deci și mai, se elimină puțin. Mai mult. Da. Alimentația cu colesterol scade receptorii la LDL din ficat. Scade, îi reduce foarte mult și rămân în circulație. Deci așa se ajunge la creșterea colesterolului prin sinteză și mai ales prin perturbarea îndepărtării. În cazul mare este că nu există un sistem enzimatic, așa știu, nu există un sistem enzimatic care să scindeze, să rupă nucleul, adică structura ciclopentano-perhidrofenantrenică. Nu poți distruge. Și atunci, dacă intră colesterol în peretele vascular, nu-l mai distruge nimeni. Vin fagocite, adică vin macrofage, monocitele, și îl înglobează, îl înghit. E substanță străină. Și nu-l pot distruge. Și devin celule spumoase. Devin celule spumoase, pleznesc, mor, vin altele, sunt atrase acolo și se perpetuează povestea. Și deci ca un fel de apar tot felul de gunoaie în plus, da, care circulă prin, da, sânge. Deci asta aceste gunoaie apar datorită oxidării. Da. Și atunci problema este bine, dacă nu-l poate distruge, cum îl scoatem? Îl scoatem fie că se transformă hormoni sexuale, da? Dar oricât ar fi cineva de sexy, nu poate produce atâția hormoni sexual din colesterolul care e în organism. Da, dar totuși viața sexuală este importantă pentru că ea antrenează anumite mecanisme și le dezvoltă. Și atunci sursa principală de eliminare, mecanismul principal de eliminare este prin captare în ficat și transformare în acizi biliari care ajută și la absorbție, dar și la eliminarea colesterolului. Și dacă prin bile se elimină mai mult colesterol și mai puțin acizi biliari, se fac calculi de colesterol. Trebuie operat. Deci, vedeți și cum se produce leziunea asta. Așa, păi, în placa aterosclerotică se întâmplă o grămadă de minuni. Întâi se oxidează particule de LDL și devin mai nocive. Se oxidează. Se activează complementul. Se produce o eliberare de radical superoxid. Se spune oxidar. Deci asta este. Placa respectivă rămâne. Se produce scleroză în jurul ateromului. Deci acest terci învelit într-o capsulă fibroasă. Care capsulă fibroasă e foarte important. Când e groasă capsula fibroasă, angina este benignă, este angina stabilă. Adică oamenii au dureri. Asta, da, nu se întâmplă mare lucru. Dacă capsula e subțire și se fisurează pentru că există metaluri proteinaze care mâncă din fibrele de colagen de acolo, atunci apar microtrombi,
sau chiar trombul, toată regula și se încurcă lucrurile. Domnul... Și așa e povestea. Domnule profesor Popescu, cum ați completat până acum ceea ce s-a spus? Până acum s-a vorbit de biochimie, aspecte de biochimie clinică, dar și de patologie. Ce aș putea eu completa? Partea de genetică. Exact. Cum spunea și domn profesor, după al doilea război mondial, Statele Unite preiau conducerea nu numai în domeniul biochimiei, în foarte multe domenii ale cercetării științifice, prin investiții foarte mari, financiare, în cercetarea științifică și reușesc să descopere receptorul pentru lipoproteinele de densitate mică. Este vorba de Brown și Goldstein. Noi îi spunem Goldstein, dar el își spune Goldstein, care au și primit premiul Nobel pentru această descoperire. Pentru LDL. Pentru LDL, da. LDL. Receptorul LDL. Receptorul LDL este și cel care l-ați prezentat, care apare în desenul dumneavoastră animat. El, de fapt, are drept ligand aceste lipoproteine de densitate joasă. Are o masă moleculară mare, e o proteină transmembranară, are 839 de aminoacizi și cam 5 domenii funcționale la om. Gena este localizată pe cromozomul 19, deci din punct de vedere genetic știm foarte multe și există cam până în 2000, până anul trecut, au fost identificate peste 350 de mutații la nivelul genei pentru receptorul LDL. Aceasta la ce duce? Duce la o boală numită hipercolesterolemia familială, a cărei frecvență în America de Nord este ceva mai mare, dar în lume este de 1 la 500. Adică 1 din 500 de oameni suferă de această hipercolesterolemie. Deci care este o transmitere familie. Pe cale genetică? Aceasta este pe cale genetică, este o boală sau o afecțiune genetică autosomal dominantă. Autosomal deoarece cromozomul 19 este autosom și dominantă, aici este problema. Dacă ar fi recesivă, n-ar fi așa de frecventă. Fiind dominantă, este foarte frecventă. De noi fiecare moștenim de la mamă și de la tată fiecare genă, cel puțin în dublu exemplar. Adică, așa zisele alele, o alelă de la mamă și o alelă de la tată. La, fiind o boală dominantă, deci indiferent, deci o alelă poate să fie sănătoasă, dar dacă cealaltă este bolnavă, cealaltă genă de la unul din părinți este bolnavă, vom face această formă mai ușoară de hipercolesterolemie familială. Și dacă sunt ambele bolnave? Dacă sunt, atunci asta e mult mai rar. Am 1 la 1 milion de persoane. Deci este mult, mult mai rară, dar este și mai grav. Cei care au forma heterozigotă, adică o alelă bună și o alelă rea, au un risc crescut pentru coronoropatii. Au un nivel crescut de colesterol și LDL. Acum, receptorul acesta poate să fie în cazul homozigoților, receptorul nu este funcțional. Și aceasta este foarte grav. La heterozigoți, receptorul este funcțional, dar nu la capacitate maximă. Funcționează la mai puțin de 50% din capacitatea normală. Și atunci, sigur, ligandul, adică lipoproteinele, LDL-ul care circulă, nu mai poate fi eliminat din circulație prin atașarea de receptor. Când se atașează de receptor, se formează vezicula endozomală, este așa numită endocitoză mediată de clatrine. Deci endozomul este tapetat la exterior cu clatrine. Și în ce ați prezentat dumneavoastră în filmul acela, erau niște molecule mici care reveneau în membran. De fapt, da, erau acelea moleculele... roșii, așa ca niște peștișori, așa, așa simt, au la microscopul electronic, apar ca un trischelet, trischelion. Și acestea se reciclează și revin. Ce vreau să mai spun și cu asta, deci practic,
Mai există și alte gene implicate, dar în 90% din cazuri este vorba de această genă pentru receptorul LDL. Da, am o întrebare foarte importantă pentru noastră, mai ales pentru că în timp ce mergea filmulețul, la un moment dat am conversat și dacă un pacient a ajuns și eu v-am dat exemplu pe mama dumneavoastră, mi-a dat exemplu chiar de exemplu dumneavoastră, da, la o situație în care trigliceridele au crescut la asemenea valori, 1500-1800 în cazul mamei, de exemplu, care ar fi cauzele să se ajungă la așa ceva și care ar fi posibilele tratamente? Dumneavoastră ați reușit să remediați în cazul dumneavoastră? Domn profesor Cucuianu mi-a descoperit că m-am dus să-mi fac și eu analizele și cunoscându-l pe dânsul, am zis să le fac la dânsul. Imediat după recoltarea sângelui și sedimentarea elementelor figurate, în principal la globulelor roșii, când a văzut plasma, zice, aici ai peste 1000. Zice, ce e cu tine? Bine, eu vin dintr-o familie cu dislipidemie. Taică mi-a fost la fel. Și când s-a măsurat, practic 1500. Peste 1500 a fost. La o asemenea valoare a trigliceridelor, nu mai poți conta nici pe valorile de colesterol și așa mai departe. Și atunci am urmat un tratament cu fibrați. Și am redus, s-a redus la 500. Și după aceea, cu tratament, dar și cu dietă alimentară, acum am ajuns la 200. Deci 190-200 pe aici. Trigliceridele. Dar tratamentul mențineți în continuare? Da, tratamentul mențineți. Colesterolul, colesterolul este tot la 190. Da, da. Am valori normale la HDL, deci în limite normale, și la fel și la LDL. Deci în cazul ăsta s-a normalizat, dar sub tratament. Deci pentru colesterol iau statine, dar 5 miligrame asta de Crestor. Dar de exemplu, mama când a întrerupt o perioadă scurtă și n-a mai luat, imediat i-a urcat din nou la 1800. Da. Deci... Nu, este o producție. Că, ce sunt aceste, eu știu, lipoproteine? De fapt, LDL-ul conține o singură moleculă de apolipoproteina B, care are ApoB100. Este o proteină în jurul căreia se aranjează după aceea celelalte lipoproteine. Și există și mutații ale acestei apolipoproteine, care e o proteină uriașă. Are peste 4500 de aminoacizi. E uriaș. Și există mutații și, deci există hipercolesterolemii familiale în care apar mutații în gena pentru ApoB100. În care, cea mai cunoscută este la nivelul aminoacidului 3500, în care arginina este înlocuită cu glutamină. Formele sunt forme ușoare, atât la homozigoți cât și la heterozigoți. Deci cele mai grave sunt cele cu receptorul disfuncțional, datorită mutațiilor la nivelul genei pentru receptor. Dar alte efecte, de exemplu în cazul nostru, nu au avut atât valorile ridicate? Valorile astea ridicate, sigur că au dus la o încărcare a ficatului. O încărcare, așa zisă, degenerescență grasă a ficatului. Nu e un semn bun. Deci ficatul nu mai funcționează cum trebuie dacă se încarcă prea mult cu lipide. Deci, sigur, tratamentul acesta a dus și la normalizarea cantității de lipide din ficat și la revenirea valorilor enzimelor hepatice care se determină în laboratoarele clinice în limite normale. Ce vreau să mai spun, hipercolesterolemia familială datorată lui ApoB, apolipoproteinei B, are o frecvență la fel de mare, 1 la 700, cealaltă 1 la 500, dar este să știe exact și când a apărut în evoluția omului. Deci acum 6-7000 de ani, când au avut loc schimbări în alimentație. Și când omul a plecat din Africa, plecând în Africa, trecând în Mesopotamia și apoi migrând spre Europa, a schimbat regimul alimentar și au apărut și problemele acestea.
Deci cam asta ar fi din punct de vedere genetic. Da, subiectul e formidabil de fascinant și am mult prea multe întrebări pentru ca să le prezint aici. Cu siguranță va urma și o a patra emisiune. Acum, o întrebare scurtă pentru domnul profesor Florin Danirmie. O dietă echilibrată este o garanție a unui nivel normal de colesterol? Da, virgulă. Dar. Deci asta e important. Că avem virgula acum. Cu condiția să nu avem niște tare genetice. Asta este unu și aia. Doi. Aia. Și doi să nu fie niște efecte legate de medicamente sau de hormoni. Sigur, problema echilibrării nivelului de colesterol prin dietă, el se poate ameliora, dar dacă există aceste probleme, aceste tare genetice, atunci sunt probleme. Și atunci trebuie intervenit, așa cum am spus, pe calea de biosinteză, trebuie intervenit cu aceste statine. Că aceste statine sunt practic niște inhibitori. Ori inhibitorii aceștia sunt niște inhibitori competitivi, adică niște structuri care seamănă pe undeva cu substratul care se va transforma ca să ajungă acolo. Sunt ele pentru organism după 10-20 de ani de utilizare? Acești compuși nu sunt toxice, au efecte negative prin faptul că ele blochează o etapă, deci suntem pe autostradă, ele blochează o etapă, dar această etapă va conduce și la sinteza altor compuși care sunt importanți. Pentru că odată cu colesterolul, adică pe aceeași cale metabolică, deci pe o cale metabolică comună, se pot sintetiza și structuri cu câte 15, 10 și chiar 30 de atom de carbon, structuri puternic hidrofobe, care funcționează fie ca ancore membranare, de regulă pentru proteine, dar și pentru compuși cum este ubiquinona, care circulă în interiorul membranei și este un tampon și redox transportor de electroni. Dacă facem analogia, pentru a fi mai simplu pentru telespectatori, este ca și când, de exemplu, pe una din rute ai opri un camion și în spatele lui mai sunt câteva care se blochează calea metabolică, da. Deci înseamnă că asta... De data asta este bună comparația dumneavoastră. Da. Deci răspunsul este da, dar. Referitor la tratament, acum se lucrează foarte mult cu așa numită terapie genică. În hipercolesterolemia familială, având în vedere că este o singură genă afectată, gena acestui receptor, ea poate fi înlocuită. Nu este o genă foarte mare, am zis, sunt 839 de aminoacizi, deci este, cum să zice, nu-mi place termenul fezabil, dar e posibilă. Deci terapia genică este posibilă. Problema este că nu avem încă vectorii adecvați pentru a transporta gena acolo unde trebuie, a o introduce în ADN-ul pacientului respectiv și a o integra, cum se spune, în așa fel încât să funcționeze normal. Au fost folosiți ca vector au fost folosite adenovirusurile, după aceea s-a renunțat la adenovirusuri, s-au folosit adenovirusurile asociate, retrovirusurile dezarmate și celelalte erau dezarmate, adică au fost scoase genele periculoase pentru om. Și acum cel mai mult se lucrează pe vector de tip lipozomi, însă nu putem controla să ajungă exact unde trebuie, să distribuie peste tot. Dar sunt speranțe foarte mari în rezolvarea aceasta a hipercolesterolemiei familiale, având în vedere că e monogenică, prin terapie genică. Aș vrea să revin din nou la imaginea cu autostrada. Este ca și când am avea nevoie de un fel de milițian de circulație, un dirijor care să spună camionul ăsta trece, camionul următor se oprește. Nu. Dacă facem cu camionul, atunci aducem alt camion. Aducem alt camion. Da. Deci aducem un camion cu totul nou care nu mai are probleme. Deci nu unul învechit cu defecte, cu probleme. Are tot ce trebuie. Are tot în regulă și circulă fără probleme. Și circulă fără probleme. Da. Deci gena sănătoasă, fără mutații. De mare lucru, domnule, că știu că ăștia care erau homozigoți pentru hiperlipidemia familială combinată,
cu colesterol pe la 700. Da. Dar la ei și decesul este timpuriu. Și, da, și se punea problema transplant de ficat. S-a încercat. Da. S-a încercat transplant de ficat, dar nu s-a rezolvat problema. Da. S-a încercat plasma fereză, adică curățirea plasmei, cum se face cu în cazul dializei renale, deci pentru eliminarea urei. Singura care dă speranțe, și asta cred că în maxim 5 ani va fi rezolvată, este terapia genică, în special pentru homozigoți, deci care au ambele gene, deși de la mamă și de la tată, defect. Dar n-ai ce face. Cazul acela foarte rar, de fapt. Da, ala care e 1 la 1 milion. Caz la 1 milion. Totuși, 1 la 1 milion la populația chineză. Bine, chinezii nu prea au problemele astea. Deci, sunt America de Nord, în America de Nord, deci ar fi... Păi, procentul ar fi mai mare, înseamnă, dacă îi excludem pe chinezi, pentru că chinezii sunt peste 1 miliard. Din cele 7 și atunci... Și nici la indieni nu au prea multe probleme. Și ei sunt 1 miliard. Da. Deci, din cele 7 cât suntem acum, cam 5 miliarde au probleme. Deci dacă luăm 1 la 1 milion, ar fi cam 5.000, nu? 5.000 de cazuri. Da. Raportat 1 la 1 milion. Da. Se protesteze. În ce situație oamenii supraponderali prezintă mai des sau mai rar valori ridicate ale hipercolesterolemiei? Cum e? În ce situație oamenii supraponderali prezintă valori ridicate ale hipercolesterolemiei? Întrebarea trebuie un pic modificată. Nuanțată. Adică trebuie să ținem cont ce fel de supragreutate, ce fel de obezitate și ce fel de colesterol. Exact. Există colesterol în LDL și colesterol în HDL. Bun, ce rău. Și să luăm situația cu obezitatea, și obezitatea e diferită. Există obezitate masculină, adică, de fapt, e abdominală. Zice, pentru că bărbații mai des au grăsimea pe abdomen sau intra-abdomina. Și asta e o grăsime periculoasă. Pentru că din intra-abdominală are calea portală direct la ficat. Și acizi grași liberați sub acțiunea unor lipaze hormonodependente se duc oblu în ficat, fără ocol, fără nimic. Și ajungând la ficat, produc steatoză hepatică, se refac în trigliceride. Și nu numai asta, dar au efect de inductor și stimulează sinteza unor proteine. Unele proteine sunt crescute la graș fără să dea în caz mare. De exemplu, colinesteraza e o marcare a sintezei hepatice de proteine. La obez e aproape dublă decât asta. Pentru că e stimulată de acizi grași. Deci la ăștia, la obezii masculini, se sintetizează și lipază hepatică și se sintetizează așa numitul colesterol ester transfer protein. Din păcate, care face schimb, scrie în timpul, da, așa e, dar scrie în asta, în transferul de gata. La aceștia la care ficatul e încărcat cu grăsime, se produce un schimb de colesterol între HDL, între aia, și VLDL, cele bogate în trigliceride. Da, nu mai avem timp, din păcate. Nu mai avem timp. Ne apropiem de... Și atunci asta e povestea cu... Asta e o complicată treabă. Trebuie să o discutăm cu altă ocazie. Nu știu. Dar poate știe cineva... Simplu, de ce ești grași cu colesterol mai puțin? Da, dar nu mai avem timp, domnul profesor. Nu mai avem timp, pentru că emisiunea se încheie acum. Și trebuie să le mulțumesc telespectatorilor pentru că ne-au urmărit dumneavoastră pentru participare. Ne puteți revedea mâine dimineață la ora 11, iar data viitoare la Știință și Cunoaștere ne vom reîntâlni cu doi reprezentanți ai Universităților Babeș-Bolyai și
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru a dezbate problemele stringente ale învățământului și cercetării. Vă doresc să aveți parte de o săptămână frumoasă și fie ca anul 2012 să vă împlinească toate dorințele.